официальный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion. Bună dimineața! E joi, 20 iulie, timp perfect ca să facem sport. E final de săptămână și meteorologii au preconizat pentru ziua de azi temperaturi de până la 32 de grade acolo pe la sud. Timp perfect ca să ieșiți în aer liber, să faceți sport și, de ce nu, la țară, cei care au boboci, pui și mai au pe acolo urătenii, să iasă să le scoată afară. Bună dimineața, vă zic și eu, bună dimineața tuturor telespectatorilor RTR Moldova. Cine se trezește mai dimineață? Privește dimineața la RTR. Mai devreme se culcă. Așa fac eu. Și da, mai devreme se culcă ca a doua zi să se trezească iarăși dimineața la 6 fix și să ne privească așa cum s-a obișnuit. Probabil. Ziua de joi e una specială, mai ales pentru locuitorii satului Palanca din Ștefan Vodă. Să știi că la ei astăzi e zi de pescuit și nimic nu se face altceva decât asta. De ce nu ești acolo? Încă sau merge acolo? E de asta, pentru că trebuie să fiu aici și n-am cum să fiu și aici și acolo. Dar să știi, e o tradiție mai veche, am aflat de la ei, o tradiție mai veche, vine din strămoși, din nu știu de unde, și toți copiii de la mic la mare merg să pescuiască, merg să fie în natură. Și iată că și vremea ne spune că o să fie perfect ca să iasă la pescuit. Cei din Palanca merg la pescuit, iar noi să vedem ce avem astăzi în emisiune. Știți ce vom avea azi în emisiune? American Dream nu e doar o vorbă frumoasă. Pentru cei cu multă determinare, e poveste de succes. Anii nu sunt o povară dacă știi să îi porți cu demnitate. La fel de bune pe teren, dar și în bucătărie. Le admirăm că avem pentru ce. Păstrăm tradițiile și ascultăm muzică autentică. Nu pierde, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Bună dimineața celor care abia au inclus televizorul la RTR Moldova. Vă amintim că puteți să ne vizionați și online accesând tvmd.info. tvmd.info? tvmd.info. Da. Ok. tvmd.info. Da, uite, se poate fi vizionat pe tot teritoriul țării, chiar din mers o puteți face. Foarte simplu, e live de la 6 la 8, ne vizionați emisiunea. Chiar dacă nu aveți posibilitatea să ne vedeți la televizor, o puteți face pe orice tehnologie. Un telefon, o tabletă, foarte simplu, tvmd.info, cum de acolo era ceva. tvmd.info va fi scris și la ecran. Astăzi este marcată ziua tortului. Ziua tortului. Da, care semnifică în mare parte prietenia și pacea. Prietenia dintre oameni. Și cel mai bine se marchează, mai ales în America, cu o ceașcă de ceai și o felie de tort, așa, cu cea mai bună sau cel mai bun prieten, sau de ce nu un grup de prieteni cei mai buni. Da, e și o posibilitate foarte bună ca să se adune, nu știu, niște prieteni sau niște persoane care nu s-au văzut de mult la o bucată de tort, foarte simplu. Cei care nu consumă tort, de exemplu eu, e păcat, o fac mai rar, dar se întâmplă. O face, dar nu mai spune el oricui. În schimb, astăzi este și marcată și ziua mondială a șahului, iar la șah avem pe doi foarte buni șahiști, Viorel Iordăchescu și Mihai Bologan. Foarte buni, foarte buni șahiști. Unul este pe locul 10 mondial, iar altul pe locul 24, și e o distinție foarte importantă pentru țara noastră. Moldova, acolo, printre primii 30 șahiști, chiar e o chestie foarte bună și onorabilă. Ambii trăiesc în Emiratele Arabe Unite, mai vin din când în când acasă și când îi prind, merg și fac și eu un interviu cu ei, dar rar îi prind.
Păcat că nu putem să jucăm șah, dar pe lângă ziua șahului, ziua tortului, ce s-a mai întâmplat sau ce se mai întâmplă în această zi de 20 iulie, să vedem scurtul istoric al acestei zile. Se făcea la 20 iulie. În 1943 se naște Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Cu un an mai târziu, în anul 1944, Adolf Hitler supraviețuiește unui complot de asasinat, condus de Klaus von Stauffenberg. Tot la 20 iulie 1952 are loc ceremonia de deschidere a celei de-a 15-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Helsinki, Finlanda. Astăzi e omagiat și Dave Evans, cântărețul australian al formației AC/DC și Rabbit. În 1976, nava spațială americană Viking 1 a atins suprafața planetei Marte. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Bună dimineața din nou! Mai multe credite ipotecare luate de la bănci de către moldoveni. Ofertele avantajoase au generat cu 46% mai mulți clienți în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 29% din totalul ipotecilor sunt înregistrate în Chișinău. Rezultatele se datorează dobânzilor mai mici ale băncilor comerciale. Cele mai mici rate constituie 10%, comparativ cu 15% cum era anul trecut. Durata medie pe viață în Republica Moldova se află în creștere. Anul trecut aceasta a crescut cu 0,7% comparativ cu datele din 2015. Iar femeile trăiesc mai mult decât bărbații, în medie cu 8 ani. Decalajul e cauzat de nivelul mai înalt al mortalității premature în rândul ultimilor. Însă rata mortalității generale a scăzut. Datele mai arată că aceasta este mai mare în mediul rural și asta datorită procesului de îmbătrânire demografică mai accentuată la sate. Avortul se pedepsește cu privațiune de libertate în Salvador, o țară mică din centrul Americii. Aici femeile care recurg la acest pas pot fi condamnate până la 40 de ani de pușcărie. În anii 2000-2011, 129 de femei au fost supuse legii dure. Avortul este interzis chiar dacă viața femeii este sub risc sau chiar dacă sarcina survine în urma unui viol. După 20 de ani, lucrurile ar putea să fie un pic mai moderate. Asta în contextul protestelor organizate de femei pentru drepturile lor. Chiar dacă e vară, chinezii promovează sporturile de iarnă. A fost deschisă cea mai mare stațiune de ski indoor din lume, dotată cu 6 pârtii. Patinoarul interior are o capacitate de 3.000 de oameni. Până la sfârșitul anului, conducerea acestuia așteaptă până la 400.000 de vizitatori. Țara în care aproape toate se fac online, în afară de căsătorie, divorț și cumpărarea unei case. Estonia este printre puținele țări din lume unde taxele se plătesc online. Fiscul din această țară e unul dintre cele mai eficiente din lume, cheltuind doar 40 de cenți pentru colectarea sumei de 100 de euro. În Germania, pentru aceeași sumă se ia de 4 ori mai mult. Totodată, Estonia este prima țară care va deschide o e-ambasadă în 2018 sau, altfel spus, va oferi aceste servicii online. Călătoriile cu avionul vor fi mai dificile pe viitor din cauza încălzirii globale. În SUA au fost anulate sute de zboruri în acest an din cauza căldurii. Aerul se încălzește, densitatea scade și astfel se face imposibilă decolarea. O metodă alternativă ar putea fi zborurile pe timp de noapte. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 20 de lei și 78 de bani pentru un euro. Dolarul poate fi schimbat cu 18 lei și 13 bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 55 de bani. Pentru astăzi, meteorologii anunță până la 30 de grade Celsius, presiune atmosferică normală. Aceeași temperatură se va menține în toată țara. Noi vă oferim altfel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Bună dimineața, sunteți alături de noi la Dimineața pe RTR. Avem și o pagină pe Facebook, puteți să ne puneți și like, dar și câteva sugestii la subiectele pe care le plasăm pe pagina noastră de Facebook. De la 6 la 8 suntem în fiecare dimineață în fața voastră. Camelia, nu știu dacă tu ai observat în zona Buiucane a Capitalei, aici undeva pe aproape de Universitatea de Stat, este o stație unde foarte mulți bătrâni joacă șah.
La stație? Eu da. Știu că este și în centrul Chișinăului, dar Chișinăului. Și în Parcul Valea Morilor. Dar mie îmi place, spuneam de locul ăsta, e aproape de, de Universitatea de Arte, ceva pe acolo. Nu știu dacă spun eu corect, dar e pe acolo, pe undeva. Academia de Arte, da. Și îi văd în fiecare seară, la ora 6, vezi, sunt așa de vârsta 60-70 de ani, dar deja am văzut și tineri care merg acolo și fac șah. Sunt cu experiență, nu sunt ăștia profesioniști, dar uite, ei așa își petrec timpul frumos, jucând șah. Trebuie să mergem și noi acolo să ne învățăm. Da, ar fi foarte bună idee. Nu sunt profesioniști, sunt niște domne, așa, nu știu cum, dar de fiecare dată te primesc cu plăcere și îi salut și spun că vreau să joc și eu șah. Vino, te rog. Nu e nicio problemă, doar să poți să joci șah. Dacă totuși astăzi este ziua șahului, noi propunem să-i cunoaștem pe cei mai renumiți sau cei mai buni șahiști din lume. Sportul regilor, al celor ce gândesc cu 10 pași înainte, a celor ce cunosc prețul deciziilor, șahul reprezintă unul dintre cele mai tensionate jocuri de strategie. Cu o apariție desprinsă din legendele Orientului, șahul și-a găsit un loc de cinste în lista preferințelor elitelor, iar cei mai buni jucători deveneau respectați și inevitabil cunoscuți. Deși un top al campionilor în șah ar cuprinde peste 100 de poziții, vă prezentăm 5 dintre cei care merită să-i cunoașteți. Gata Kamsky, șahmatist rus și apoi american, după ce a primit azil politic în Statele Unite ale Americii. A avut victorii răsunătoare de-a lungul carierei, însă cea mai cunoscută confruntare a avut-o cu Anatolii Karpov, în fața căruia a pierdut, dar a obținut titlul de vicecampion mondial. În clasamentul Federației Internaționale de Șah, deține 2745 de puncte. Tot din Statele Unite este și Robert Fischer, care, având performanțe excepționale, adesea era numit de presă insolent, arogant, răsfățat și chiar egoist. Cea mai cunoscută partidă a acestuia a fost în 1972 la Reykjavik, când l-a învins pe Boris Spassky, devenind primul campion mondial american la șah. Anatolii Karpov poate fi numit pionerul la tot ce înseamnă șahul în spațiul rusesc. Cel de-al 12-lea campion mondial la șah în 1975, cu 2780 de puncte, ocupă poziția a treia a clasamentului. Este cunoscut prin strategia de joc calmă, de a obține avantaj total cu toate piesele, în timp ce ceilalți jucători se aruncă în atac chiar la prima ezitare a adversarului. Și dacă vorbim despre originile orientale ale șahului, numele Vishvanathan Anand este cel care reprezintă India în acest top. Campionul mondial în versiunea FIDE în 2002, acesta deține în palmares 2803 de puncte. Ceea ce ar trebui să rețineți în special este că indianul deține și titlul de campion la șah blitz, obținut în 2003. Liderul incontestabil al tuturor timpurilor, cu 2851 de puncte în clasamentul federației, sinonimul a tot ce înseamnă șah, este Garry Kasparov. A devenit campion mondial în 1983, în urma victoriei asupra lui Anatolii Karpov, cei doi întâlnindu-se ulterior încă de 5 ori. Este implicat și în activitate politică și a scris numeroase lucrări de profil. Astăzi este joi, deci e aproape finalul de săptămână. Asta, iar asta înseamnă că noi mergem în weekend la teatru. Da, sau să mergeți, dumneavoastră. Puteți să mergeți nu doar la teatru, puteți să mergeți oriunde vă place. Dar noi vă oferim această posibilitate. Avem o invitație dublă pentru voi, cei care ne urmăresc de la 6 la 8. Iar ce trebuie voi să faceți foarte simplu, ne trimiteți un mesaj la numărul de telefon 0605534 34, dar nu un mesaj oricare, dar dacă o să răspundeți la întrebarea pusă de colega mea, Camelia. Întrebarea zilei de astăzi este: ce sport este sărbătorit astăzi? Un sport, dacă putem să-l numim, al minții. Cred că deja v-ați dat seama și cu siguranță ați început să tastați. E un cuvânt scurt, mai ales. Da, da. Foarte simplu. Tastați răspunsul la 060 55 34 34. E cu tarif normal. Iar... care va expedia primul răspuns, se va învrednici de o invitație dublă la Teatrul Guguță. Noi v-am povestit despre teatru, acum o să mergem să cunoaștem un erou al vieții sale și fiecare dintre noi are un bunel de la care ar putea să învețe foarte multe lucruri sau dacă e atent, pentru că oricând ai putea să învățăm sau am putea să învățăm foarte multe de la ei, pentru că au trecut prin atâtea
Și eu mi-aduc aminte de străbunelul meu, care de fiecare dată îmi spunea: Sășuca, vine să-ți povestesc cum a fost la război. Avea o mentalitate de asta, ca la fiecare să le spună despre faptele lui. Era un om foarte bun și iată că din aceștia au mai rămas și acum. Să vedem ce personalitate a cunoscut de această dată Sășuca. Victor Volcinski este doctor în drept, profesor universitar, dar și o adevărată enciclopedie vie. Are o istorie de viață numai bună de povestit nepoților, dar și celor curioși. Dar să le luăm cu încetinitorul. A mers la el acasă să-i cunoaștem destinul, unul demn de un scenariu de film. Dacă nu m-ar mai chinui genunchii la mers, eu nici nu mi-aș da seama că în vârstă. Câți ani aveți? E nedumerit aici. Oficial merg pe 85, dar în realitate merg pe 86. Asta cum? Asta din cauza că după război, când nu prea erau documentele la locuri și se recrutau tineretul la FZO de către sovietici, Fabrișno-Zavodskaya Obucheni se numea, din Moldova numai la Donbass la șahte. Și părinții s-au folosit de lipsa documentelor pe la primărie, pe la Soviet Sătesc și m-au pus cu un an mai mic ca să nu mă ia la șahte. Până aici însă e calea lungă. A fost nevoit să renunțe la școală timp de 4 ani, asta pentru că trebuia să aibă grijă de gospodărie și de frații mai mici, dar a revenit la 15 ani, după ce s-a îndrăgostit de secretara școlii. Era o fată acolo, Lara Panciuc, cu 2-3 ani mai mare ca mine, dar nu știu cum, îi atrăgea atenția, mă ocrotea și eu m-am îndrăgostit de ea. Că ea îmi spunea, dar ce tu nu vii la școală, de ce în șase? Și m-am îndrăgostit de fata și m-am zis în clasa 5-a, ca măcar la repaus s-o pot vedea. La vârsta de 18 ani a fost luat în armată, în forțele militare maritime, unde s-a aflat timp de 4 ani și jumătate. Eu eram pe un vas, în mei esminiți, spravedlivi. Nu a fost ușor. La marină știți cum e, că mai ales când testezi vaporul, te duci pe 3 luni în mare și nu mai ieși pe mal. Că trebuie de testat în toate condițiile cele mai extreme. De mic era pasionat însă de muzică, iar ca să facă rost de un acordeon, a plecat în expediție la Polul Nord pentru jumătate de an. M-am dus până la Bătnanghi, ultima stație, și am trecut Obiu pe gheață la Salihard și n-am ajuns expediția la Salihard. Și de acolo a trebuit să iau avionul la Novi Port. S-a întors acasă cu o Volga, un acordeon și 100.000 de ruble rusești. Cu toate astea nu a stat locului. O perioadă de timp a lucrat în penitenciar. Păi eu am fost în două pușcării, oameni buni. M-am dus binevol. Vă imaginați să te duci binevol în pușcărie? Ce ați făcut acolo? Traducător. Că mulți anchetători nu știau limba noastră, dar multe persoane din cei sub anchetă nu știau rusești. Și de acolo m-am concediat și am venit la universitate. Sufletul de artist l-a trădat întotdeauna, iar ca să-și aline sufletul, are mereu la îndemână o muzicuță. Și firma Hochner. Asta o firmă, până la război, era o firmă foarte notorie de instrumente muzicale. Este apreciat de toată lumea pentru bunătate și profesionalism. Ca opera vieții sale să fie completă, a lansat o cărțulie despre locurile și oamenii dragi. Am numit-o Am vrut și eu să-mi cânt un dor. Cei ce am scris în versuri, nu m-am gândit la publicat, am scris ce dor m-a frământat cum l-am simțit, l-am exprimat, nicotizând la publicat. Vorbiți în dar la insistența prietenilor mei, tare aș fi vrut mai mult să fac. Fiindcă îmi place și oamenii să ajut,
că lucrez pentru binele oamenilor și pentru binele apropiaților mei. Dar am făcut ce-am putut și bă de prostii și de atâta. Dar printre altele, să vă spun că am făcut în viață și ceea ce n-am putut să fac. Pentru merite în dezvoltarea învățământului juridic, contribuție la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului și activitate metodico-științifică prodigioasă, domnului Victor Volcinski i s-a conferit titlul onorific Om Emerit, iar în anul 2009 a fost decorat cu Ordinul Republicii. Bună dimineața! Serviți-vă cafeaua pentru că vă dă energie de dimineață, dar și consumați foarte multă apă. E bine, vara. Eu asta și fac. Foarte bine cafeaua. Faci. Bea cafeaua. Dar înainte de asta am băut apă. Și după asta tot apă o să beau. Apă cu cafea. Greci apă cu cafea. Cafea cu apă, nu știu ce, vara, de genul ăsta. Trebuia să mănânc acolo. Da, vă arătăm și vouă videourile găsite pe rețelele de socializare. Hazli și destul de interesante. Iată, primul video o să fie despre un cățel. Ia uitați-vă, el dansează. Nu că... Probabil s-a vrut coreograf de meserie. Uite. Ce ritm are alert. Ia, hai, după cât mai muzică. Sus. Da, vine și Estland. Asta nu poate. Asta așa, e de decor. Da. Ca element de decor, așa, pe fundal. E un dans, bachata se numește, știi? Un dans de ăsta care mici din fund. De s-a la... inspirat de pe la televizor, probabil. Da, Shakira, da, spune cineva. A, stai să dau, dar cine merge? Așa. De la câine mergem la feline, trei feline și probabil afară plouă și ele triste că nu pot să iasă afară, dar dau din gură, nu înțeleg, interpretează ceva. Ele privesc la păsări, probabil. Da, e un cântec pisicesc, mersi mult. Sunt o formație. O formație, un trio. Da. Uite că ăștia doi seamănă primii, dar ăla negru... Ăla e bărbat, probabil, da. Perfect întârziat, da. Aici cam ceva de genul ăsta. Nu că el probabil n-a intrat în ritm cu piesa. Cam asta, deocamdată. Și iată a venit și momentul cel mai așteptat de mine. Uitați-vă, am o carte în mână. Am tot ținut-o pe parcursul emisiunii și am pus-o pe unde am nimerit. Dar iată acum a ajuns momentul potrivit. E o carte scrisă despre localitatea mea, despre o echipă de fotbal care a fost înființată acum foarte mulți ani și un consătean de-a nostru pe nume Vasile Guțuleac, jurnalist de meserie la fel, a scris și despre o carte, despre istoria unei echipe care se numea Taifun Balatina. Ai cu cine te mândri? Taifun Balatina, da. Ai făcut și tu parte din... În 1950 a luat viață această echipă. Și au participat până la... astăzi. Și până astăzi, nu? Este, noi suntem juniori. Noi suntem juniori. Tot Taifun. E tot Taifun. E cu de-asta, cu Val Vârtej. Alexandru Fosta din Taifun, Balatina. Dar nu am nicio poză aici și... Important este că este scris un... Să lipim noi una. O poză? Facem una și o lipim. Și mai adăugăm și o faie și scrim aici. Care e rolul tău în echipa fotbalului? Că nu prea... Rolul sunt fundaș, dar nu e atât de important. Eu sunt așa, vin și eu odată la așa, două săptămâni acasă și atunci... mai modest, așa. Da, eu fac doar pentru poze, pentru Facebook, că uite că am fost la țară și pentru domnul Guțuleac, felicitări pentru această carte. Am citit-o și cred că fiecare localitate ar trebui să aibă această carte. E una despre fotbal, e una despre sportul de la țară, este despre acele timpuri când cândva era timp și pentru o carte, însă nu acum. Noile tehnologii ne face să pierdem foarte mult din viața noastră colorată, cum ar putea de fapt să fie. Iată, citind o carte, ar putea să vă aduceți aminte despre acele timpuri frumoase. Cugetările fostului portar, văd că scrie aici. Deci Vasile Guțuleac a fost portar. A fost portar. Domnul Guțuleac, noi vă felicităm pentru această carte, dar și vă promitem că vă lipi și poza lui Alexandru Fosa, acum așa, fotbalistul din Balatina, să nu aibă el o poză aici. Balatina e cea mai bună localitate, sunt foarte oameni buni. Nu mai lăuda atâta, că poți și eu acuși să încep a povesti despre Leușeni, da. E acolo, pe la vamă, nu prea am multe ce să spună. Da. La Glodeni, acolo sunt oameni buni, dar nu. Lasă cum să spun eu data viitoare. Până atunci, să nu întindem prea mult vorba, Smart Life. Vedem Smart Life.
Gadgeturile portabile devin din ce în ce mai interesante. Până acum, ceasurile și brățările inteligente au captat atenția pasionaților de noile tehnologii, dar încă erau incomode din cauza ecranului mic. S-ar putea ca această problemă să dispară mulțumită unui dispozitiv desprins parcă din filmele science fiction, care ne transformă brațele în adevărate telecomenzi cu touchscreen. Poate face tot ce reușește unui smartphone, iar posesorii se pot juca, urmări clipuri video sau citi e-mail-uri. Accesoriul rulează un Android costumizat, se conectează la telefon și tabletă prin Bluetooth, Wi-Fi și USB. Este dotat cu diversi senzori, iar utilizatorii vor putea să-l folosească chiar și atunci când fac baie. Noi cei care urcăm și coborâm scările cu ușurință în fiecare zi, poate nici nu bănuim cât de dificilă este misiunea pentru persoanele în vârstă sau cele cu o problemă locomotorie. Da, există lifturi, dar costă o avere și nu pot fi în case vechi cu un spațiu limitat. Soluția propusă de un grup de tineri inventatori constă într-un sistem de scări inteligente ce ar putea face minuni. Întregul set coboară și ridică trepte pentru a micșora la maximum efortul unei persoane care încearcă să urce sau să coboare. Datorită unui mecanism de reciclare a energiei, nici măcar nu are nevoie de foarte mult curent pentru a-și face treaba. Totul se bazează pe senzori de presiune și câteva arcuri. Vești bune pentru pasionații de filme. A fost lansat primul ecran cinematografic LED din lume. Cu o lățime de peste 10 metri, are o rezoluție 4K și este conceput pentru a înlocui ecranele de cinema actuale. Noul dispozitiv a fost deja instalat în Lotte Cinema World Tower din Coreea. Ecranul numit Super C are culori mai realiste, un sistem audio deosebit și o claritate incredibilă a imaginii. De asemenea, în comparație cu altele, acesta are o luminozitate de 10 ori mai mare. Fiți mai inteligent decât orice tehnologie, nu vă lăsați dominat de ea! Avem o dimineață frumoasă, sigur va fi așa și după publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe. Bună dimineața, suntem în bucătărie, locul unde descoperim de fiecare dată oameni interesanți pe lângă faptul că și gătim. Astăzi suntem în lumea basketului, iar alături de mine este Anastasia și Marina, dar și Maxim cu obiectul muncii, este vorba despre basket. Salută-te așa la cameră! Bravo, mă! Bună dimineața! Ce o să pregătim astăzi? Приготовим сегодня горячие бутерброды. Что-то, что можно приготовить быстро, очень вкусно и кушать 24 часа в сутки. Да, dar mâncați voi așa ceva dimineața? Ну, конечно. У нас времени немного, поэтому мы готовим все очень быстро. Что чем быстрее, тем удобнее, тем лучше. Este un mic dejun pentru sportivi, pentru ceea ce faceți voi, pentru basket? Скажем так, мы достаточно часто куда-нибудь спешим, так как у нас есть детки маленькие, и нам постоянно нужно быть готовым. Вот, поэтому горячие бутерброды – это и вкусно, и быстро, и всем нравится, детям особенно. Dar, în general, vă străduiți, aveți un regim alimentar sănătos? Ну, конечно, каша присутствует, а как же без этого? И утром кашу полезно, но не так вкусно. Și, da, și mai ales trebuie să fii consistent ceea ce faci, da? Ca să vă dea putere, să alergați, pentru că sportul, basketul, e un sport care solicită, da? Обязательно, și... да. Должно быть обязательно какое-нибудь мяско, сыр, что-то вот такое, яйца кушаем тоже с утра. Hai să prezentăm rețeta. Что, у нас хлебушек, любой, кто какой любит, мы любим белый, многие любят черный или серый, неважно, да. Хлебушек, масло, специи, да, орегано. Да, я там семинце и орегано. Да, семечки. Семечки – это тоже очень полезная еда и дает калории. И для суставов. И для суставов полезно, да. Также у нас есть зелень разнообразная. Я-то ищу зелень. Что у нас еще? Помидорки. Ну и самые главные компоненты – это сыр и колбаса. А, фарты сенатос и бун. Хай соведем, что сияся, да? Потом сопричнем на муку. Так, начнем. Марина, у тай роши и кастравеци. Буду мазать хлебушек. Ага.
Да? Так, такі побольше, покрасивіше. Да, я от această дată о să vorbesc și o să fiu acolo în echipă cu Maxim. Maxim, poți să-mi dai și mie mingea puțin? Nu, n-are treabă, el este ocupat acolo. Voi faceți basket, jucați în aceeași echipă, Politehnica Chișinău. Aveți copii, aveți familie. Cum v-ați regăsit? Мы всегда находим баскетбол. Мы с маленьких занимаемся, с 9 лет, с 10 лет. И для нас баскетбол, ну, это... Ну, без него просто нельзя. Как не могут люди не дышать, не есть, для нас так мы не можем не играть. У нас мы чувствуем себя некомфортно, потому что это наша жизнь. Поэтому для этого, для баскетбола, мы всегда найдем время и возможности. И все подгоним под тренировку. Все дела и все остальное, чтобы только успеть на игры, на тренировки. Де кацань фачец баскет? В моем случае 22. 22 года. Ты 22 дня фачу баскет? Да, я в моем случае 30. О, да соции вошты че фак ей? Тот фак баскет? Ну, очень редко, когда ребята-баскетболистки, девочки-баскетболистки, мальчики-баскетболисты, как-то получается семья. Нет, чаще так, чтобы жизнь была более красочная и интересная. Мужчины у нас одним занимаются, а мы занимаемся баскетболом. Да, касса чего говорить? Говорить о баскете. Авец аша темы коммуни. Баскет. Потому что для нас это футбол, знаешь. Наверное, Настя подумала о том же, о чем и я. Мы вообще, когда встречаемся вот вместе баскетболистками, то мы ни о чем другом говорить вообще в принципе не можем. У нас две темы – это баскетбол и дети. И наши общие друзья даже шутят иногда, что мы как баскетбольные маньячки. Мы встречаемся, мы говорим только о баскетболе. Да, надо вешать знак такой «баскетбол» и перечеркнутый в компании, о баскетболе не разговариваем. Марина, ты ешь де статуры май налты. Ай 1,90 м? 1,88 м. Ai avut când în copilărie probleme, nu știu, poate de asta pentru că erai cea mai înaltă din clasă? Da, я всегда была самой высокой, не только в классе, но и в садике. Часто меня путали с, как, со старшей группой. Оп. Ce făceau? Te tachinau ăștia, bă, colegii de grupă? Ce spuneau? Știi cum, fată mai înaltă, mai rare așa? Скажем так, детки всегда бывают очень... я бы не хотела сказать какое-то грубое слово. Ну, спринес, но я ничего путаю. Ну, то есть, да, дети, они же не знают еще о том, что где-то нужно промолчать, где-то улыбнуться. Не вот эдукать. Поэтому, да, поэтому они, как правило, там придумывают разные прозвища и все такое. Но мы через это прошли очень быстро, благодаря спорту. Потому что я начала заниматься разными видами спорта, то плаванием, то фехтованием, то очень много чего было, и танцы были. Да, и даже конным спортом. Так, скажите, что не имеете соцсети в доме баскета, где вы встретились по ней? Ну, мы познакомились вообще на соревнованиях по баскетболу. На компетиции? Да, на компетиции. Вот, это была счастливая случайность, вот, которая позволила нам встретиться. Да, и лафел де налт, каши ты не, со май налт? Да, нет, мы одного роста. Перфект. Анастасия, как это? Мой муж, как-то так получилось, что это родной брат моей лучшей подруги. Ну так, да, все банально и просто. Да, но он выше меня ростом, больше, но это несложно. А мы интересно, как ведь он купил, да? Амдой. Дой? Да. Амдой купил. Хотите боят? Амдой боец. Amândoi băieți, unul are 21 de ani, el 21 de ani, el învață în aceea universitate unde eu joc. Super! Сына решает, а мама играет. Вот у нас так получается. А второй, вот такого же возраста, как Максим, ему 5. 5 лет? Да. Да, o să le permiteți să facă basket, dacă o să dorească? Старший мой сын, он очень ревновал меня к баскетболу. И баскетболом не интересуется, ну так, чтобы маму не обидеть. А младший, да, любит приходить на тренировки, если будет... Ну, я бы хотела, чтобы он занимался водным полом. А, e, și ăsta un sport destul de greu. Foarte bine și pentru băieți chiar. Eu știu că, iată, piciul ăsta care e la noi la bucătărie astăzi, care nu are nicio treabă, că noi suntem aici la televizor, el astăzi a renunțat la grădiniță, ca să vii, că știi că mama vine la televiziune. Așa este, Marina? Сегодня, да, так и получилось. Максим не захотел идти ни в какой садик, он услышал, что, оказывается, мама идет на телевидение, да. Именно так и было. Dar ce ai făcut în pauza asta? Sau ce ați făcut voi în pauza asta când ați avut, iată, copii mici? Cât de greu v-a fost în perioada asta? V-ați adaptat greu? Vă imediat vedeți că a fost perioada când noi ne zanimăm cu basketbolul? Da, da, da.
Да, конечно, мы скучаем. Мы скучаем, мы обязательно встречаемся с девчонками, которые играют. Мы смотрим всегда игры онлайн. Те, которые можно смотреть, как правило, это НБА или что-то в этом роде. Вот. Как? Dar bunei aveau grijă când mergeți la competiții sau cu cine îi lăsați când mergeți la competiții, ca să fiu mai clar? Они приходят с нами вместе, и бабушки, и детки все. У нас не так много, мы никуда особо не выезжаем, у нас все происходит в стране, в Молдове, в Кишиневе в основном, таких особых, чтобы куда-то поехать, соревнований нету, поэтому мы их с собой берем, они приучаются к баскетболу тоже. În felul ăsta îmi dau seama cât de pasionați o să fie de sportul ăsta. Castraveții ce facem cu ei, dacă am tăiat roșiile? Мы не мажем маслом, не нужно, не подгорим. Не-не-не, мы их выложим на тарелку, так чтобы утром было вот приятно смотреть. А, ca să fie un aperitiv, da? Да-да-да-да. Un aperitiv. Am înțeles. Poate vă ajut și eu. Dar cașcaval, ce faci? Будете помогать кушать. А, eu o să-i ajut să mănânc. Да, самый главный помощник, Александр. Ia uitați-vă, Maxim, dați-mi iau și eu mingea pentru toate. A, uitat, ia. Ia-te-o iau eu aici în mână ca să fie... Maxim, dacă ai nevoie, ți-o dau. Ai nevoie de ea? Hai, n-au. Ține-o înapoi. Hai, ia-te așa. Vorbim despre basket. Avem doar 5 echipe în divizia națională. Doar 5 echipe, la feminin. E o competiție așa acerbă între voi acolo la fete sau e așa, la nivel amator? Вы имеете в виду, какие у нас сильные команды, насколько у нас сильный чемпионат? Если мы ссоримся? Если мы серьезные соперники друг между собой, да? Да. Ну, у нас особо вообще-то соперников нету. У нас одна есть команда, с которой мы постоянно, так, если можно сказать, бодаемся. Постоянно соревнуемся, постоянно на них настраиваемся, постоянно с ними встречаемся в финале. Это команда Усевса. Ага, да. Importante că știi cum se face sport. Putem să punem la role sau ceva, să punem deja cașcavalul sau trebuie să le punem pe toate ca să fie complete, da? Da. Le punem pe toate și să fie complete și să fie tete gata împreună. Să pune, ce pui acolo? Ce ai pus, Marina? Oregano. Oregano. Оно придает пикантный вкус и очень приятно. А сыр? Под сыр орегано? Сыр сверху, да. Сыр сверху, хорошо. Все, подложила помидоры. Как топяска, да, София Май? Немножко на хлебушек помидорку, он пускает сок в хлебушек, будет вкуснее. Да, ce e legat de alimentația voastră, totuși? Reușiți să aveți un regim de asta alimentar bine definit dimineața, seara? Ну, вечером, как правило, я знаю, что очень многие девушки интересуются, как спортсменам удается сохранять свой вес. Ну, Марифела, он нутриционист, который выгидязы, чем мукать, да? Да. Вечером, как правило, когда мы находимся на сборах или где-нибудь, вот, ну, готовимся к каким-то соревнованиям, то, ну, лично я могу поделиться своим опытом, то, что помогает мне. Я вечером не ужинаю, я кушаю только кашу, вот терч. Которая, ее не нужно варить, я ее заливаю просто сладким кефиром или обычным кефиром, добавляю туда меда, и можно туда добавить орешки, семечки, можно добавить изюм. Вот это мой ужин. И, честно говоря, это и полезно, и вкусно, и... Фарты на писифачу. Да, и это помогает держать себя в форме. Да, хай сапуним кашкавалу деасупра. Да. Си сумеджим ла ролы, си сатопяска. О секунда, моя манка уну. Манка уну, да. Е неапарат са фии комплет тот деасупра, да? Да, да, комплет. Кашкавалу. Ну, са ну манкам нумай пеня, да. О са фии карнат синтет парцел, аша. Noi le facem pe toate odată, putem să, ca și sportivii care fac lucruri mai multe odată, vorbim, dar și lucrăm aici la bucătărie, da. Asidu, a, o să fie niște tartine de asta foarte consistente de dimineață, cred că oricine de acasă sunt delicioase și sunt foarte rapid de făcut, ingrediente, pâine, unt, ce este aici roșii, castraveți o să fie ca aperitiv, dar și salam. E foarte sitna eda, получается. То есть, кушайте чаёчек, кофеёчек, очень сытно. La câte minute putem să punem? Так, смотрим примерно, чтобы подтаял сырочек. Не нужно, чтобы он не потек, а чтобы он просто подтаял. Бутерброды сам по себе будут горячие, немножко, потому что если растекается сыр, уже надо соскрябывать некрасиво. Только чтобы подтаял немножко. Două-trei minute, da? Da. Nu, eu cred că undeva la 5 minute. 5 minute? Prea mult, da? O să punem la 180 de grade și cred că o să trebuiască mai mult de 3 minute. Hai punem la 2 minute să ne uităm, să vedem și să vedem, da? Să vedem, da. Iată așa. Fac eu, faceți voi? Haideți voi, eu am să vă deschid. Da, voi deschideți. Da.
Și iată așa. Aha, e ca așa. 180 de grade și tartinele așa, noastre. Așa, da? Da. Încate, tot. Invers. Opa. Invers. Invers. Ah. Pardon, pardon. Ia, ne desfricăm. Ia, așa. Perfect. Da. Mai sus. Mai sus, da. Așa. E așa. Bun. Așa. Între timp, facem ordine. Pentru 2 minute o să pregătim și farfurie, da? Marina, ce faci tu acolo? Da, я делаю украшения стола, также это и зелень, которая очень полезная и вкусная. Pentru sănătate, pentru că e vară și sunt de toate acum și sunt ieftine, pe unde găsești? Fetelor, ce basketbaliste din lume le admirați sau le urmăriți așa pe care sunt foarte cunoscute? Мне очень нравится Кандис Паркер. Я всегда слежу за ее играми. Я считаю для себя ее фаворитом. Также недавно появилась тоже в национальном американском... Лиге? Да, да, да. Да, в национальной американской лиге в НБА. Также появилась Гриндер. Новая тоже девчонка, очень перспективная. И то, что она делает, пожалуй, даже не все мужчины могут, честно. Она настолько технична, настолько интересна, что вот интересно за ней наблюдать. Анастасия, где important есть талент на этот спорт? Сай май мульт мунка? Нет, все-таки данные определенные должны быть заложены у человека, кто... Но в основном, ну, это определенно для начала, да, когда ты начинает ребенок, чтобы у него начало получаться, чтобы ему это больше нравилось, а потом работа, все равно работа, работа. И очень немаловажную роль играет тренер. Угу. Какой тренер? Если грамотный, хороший тренер, мама, это половина успеха. Да, Салукадо Максим, фей куминте около. Da, se ține, că e năstrușnic. Apropo, ați avut vreodată așa să vă gândiți că poate ar fi timpul să plecați din țara asta, să faceți basket acolo unde o să fiți și răsplătiți financiar, nu doar așa din aplauze? Da, конечно, такое, и не просто думали об этом, и возможности такие были. Ну, это было раньше. Putem să le punem asta așa, da. Мне нужна еще одна тарелка. Mai aveți nevoie de o farfurie? Da, nu e nicio problemă. Сюда положим два бутерброда, сюда положим два бутерброда. Așa, ține-ți. Симпатюшна. Da, putem să aruncăm tot ce am folosit deja, sau ce nu mai avem nevoie, da. Ca să fie curat, ca la, știi, ca la gospodari. Pravilă, la bucurie. Noi am pus la 2 minute aici, cred că ar putea să ne uităm ce etapă. Ia uitați-vă. E bine? Можно еще подержать? Un minut. Da, ajunge. Răspundeți la întrebare, v-am dat întrebare despre plecare. Была возможность, конечно, поехать играть где-то за другую страну. Это интересно, это и действительно может обеспечить финансово. Сейчас нет. Сейчас таких возможностей нет. Сейчас нету таких... Ну, у нас просто в стране сейчас уже чуть-чуть другой уровень. Мы не дотягиваем до того уровня, когда можно поехать куда-то играть. Ну да, я-то atunci, când erau competiții și era nevoie de bani, de anumite resurse financiare, de unde luați și cu ce le compensați? De unde? Cine va ajuta ca să faceți sportul ăsta mai departe? Баскетбол – это хобби. Wow. А в остальном во всем это все обычная жизнь. То есть, конечно, образование, конечно, работа, конечно, другие цели, ну, другие зарплаты, все другие интересы. Но плюс еще баскетбол это как бы при нем. Марина, да, потеть фос не выйти силукраться параллель, как вы интерцинец? Да, да. Чат фокут? Все девчонки, не только мы, но также и все остальные, у нас у всех есть работа. У кого-то есть, у кого-то нет, но так или иначе мы живем не за счет баскетбола. То есть каждый из нас работает где-то. Тут, например, чай лукрат. Вот я в данный момент как раз не работаю. Я в данный момент как раз отдыхаю. В тим оферты. Да, так что если есть какие-то предложения о работе, я буду рада их выслушать. А на соседу? У меня своя фирма, у меня свой маленький бизнес, и мы работаем все... От новорожденных где-то лет до 2. Вот хайнуться ли пентру кофе и мищ. Вот у меня своя фирма, чем мы и занимаемся, производим и распространяем. Да, и еще у мотивации пентру чели, пентру альте фемей, ка са, уйти, са реушаска са факу спорт и перформанса. Are loc și pentru pasiune, și pentru familie, bunul gospodin acasă. Asta ne-a demonstrat și aici. Hai să vedem, eu cred că e deja cred că gata. Avem și o mănușă aici, o să vă dau dumneavoastră. Da, cu aromat. Puteți să luați și pe punem? Două. Punem el, nu-l găreace, se pădă o dosăcicu, punem, păstavim, ele sudă, zis. Este bine upornă, aici. Da? Este bine. Poftim și a doua. Tak, așa. Открывайте. E și miros, de dimineață, vă facem gust. Să facem și dispoziție tot. А, перфект.
На Максим треба стати атенці. Максим, фі атенці рукаць. Так, все, тільки зеленого цвіта не вистачає. Лопаточка у нас. Лопаточка? Типа лопаточки. Єсте, єсте аїч. Я вот, єсте буна лопаточка. А что-то, потоньше. Май дрепт? Вот, да, яка є дрептка, яка шаша. Ята ша? Да. Аша. Йо, кумкатыря, мы до сколько, да, Аша? Нету лопаточки, так, можем да, использовать и вилочку. Мануша не требу. Формануша? Ну, да а, и... Фриджи? Ага. Маринка, Аша, давай, команду, я выкладываю. Вот прямо вот сюда. Вот Киды фрумо. Один? Два или три даже. Три даже, да. Даже, да. А пяти санта рады? Тут больше огурцов будет, чем вкусненько. Вот, да. Давай три, да? Субили. И третий сюда. Еще сюда. Паузы. Аша еще есть. То есть у нас будет три тарелки всего. Уже три. Аша. Да. Супер. Есть. Пытаться, как ну и дороги это симпли, еще аранжат фумос. Дизайн деста, колобаскет. То есть ты софи то цель лимия. Доделаем. Все. Так, давай доделывай там пока, но они не успеют остыть. Вот. Я вообще-то думаю, что вот вы много вопросов задавали про диету, про питание. Да. Но у нас настолько активный образ жизни, что... Ну, май весны воет и... Конечно, для того, чтобы оставаться в форме, не обязательно что-то сильно выдумывать. Можно кушать все и все равно быть в форме. Еще лаворчуворы, да? Лаун спрезычила, то есть спрезычила. Ну, надо поздоровиться, о здоровье позаботиться. Можно в 12 уже не кушать ночи. Ну, я покупаю 3 платоры, но ажунги пентру тата лумя. Aici pentru colegii noștri, cameraman și pentru toată redacția. Sperăm. Și pentru noi și pentru Maxim o să ajungă. Maxim, ce faci tu acolo? Apropo, vara asta, Marina, o să mergeți cu familia la mare, Anastasie? Da, da, mă să dovolstăm, poiedem, îi hățim, îi ждăm, etăvă, vse semioi. Și Anastasie tot? E bine? Da, mă тоже поедем обязательно, с мужем, с детками, мы обязательно поедем на море, для здоровья, в том числе для детей. La ce o minge de basket cu voi? Nu. Nu? Nu. Care minge de basket? Alt minge. Volei. Probabil. Da. Și iată așa, s-au făcut trei. Câte trei să fie, da? Câte trei, da. Câte trei, așa. Dar dă-vă el ce tot, da. Să bine pustaia. Perfect. În cazul nostru de astăzi, să știți că noi am făcut și o rețetă de voi făcută, dar e important că am cunoscut aceste doamne care fac sport, așa, care duc un mod de viață sănătos și care pentru ei basketul, spune ei că este un hobby, dar e mai mult decât hobby, e viața lor. Și asta chiar dacă, uite, că au familie și copii, le place ceea ce fac. Cam asta e. Vă mulțumesc mult pentru că ați venit, ați răpit din timpul vostru, din familie, pentru rețete foarte sugestive și foarte bună de dimineață. Succes în tot ce faceți și dacă aveți un mesaj să spuneți la cameră, cu cea mai mare plăcere. Mulțumim și noi. Спасибо большое, что пригласили нас. Мы замечательно провели здесь время в хорошей компании, среди хороших людей. Всем здоровья, Максим, удачи, успехов и везения. А, вин, брат. О, и грелки, баскетболист. Я уйти около. Уйти около. А, уйти около. Надо тим для ста. Фачет спорт, фачет баскет, и дучатся в моде вяться сенатос. А тыт. Не ведем, не аузим, дар лэсэм лок и пентру публичитате. Генеральный спонсор показа Nescafe. Bună dimineața! Ca de obicei, sunteți aici la dimineața la RTR. Apropo, puteți să ne căutați și pe Facebook. Avem pagina și de Facebook și de Instagram, cu, evident, cu numele Dimineața la RTR. Iar ca să ne urmăriți și dacă nu aveți posibilitatea să o faceți la televizor, Camelia știe acolo un site pe care e foarte greu, îmi intră în cap, așa ca să vă spun și vouă. Camelia, te rog frumos! Da, puteți să ne urmăriți online accesând tvmd.info. Și acolo, evident, setați postul RTR Moldova. Intrați pe Facebook, intrați pe Instagram. Vrem să vă facem prietenii noștri. Puteți să ne dați și sugestii celor nouă, voi cei de acasă. Puteți să ne scrieți și comentarii și de bine și de rău, dar să fie doar de bune. Da, să dați și like-uri la fotografie. Acolo ne vedeți pe toți, întreaga echipă. Și o să vedeți acum live și pe colega noastră Galina cu obișnuitul horoscop. Galina, bună dimineața!
Neața, dragi colegi, bună dimineața tuturor! Astrele predispun azi la confuzie în gândire și la lipsă de sociabilitate cauzată adesea de sentimente contradictorii. Horoscopul pe larg pentru fiecare nativ îl aflați în câteva clipe. Berbec, relațiile cu partenerii de afaceri ar putea fi tensionate din cauza dificultăților de comunicare. Înarmați-vă cu răbdare și lucrurile se vor aranja la locul lor. Petreceți seara în compania oamenilor dragi. Taur, nu este o zi bună pentru a susține examene sau proiecte și nici pentru călătorii. Puteți însă să petreceți momente plăcute în compania persoanei iubite și a celor din familie. Fiți prudent în afirmații. Gemeni, este posibil să întâmpinați diverse obstacole și să aveți impresia că vă irosiți energia. Puteți conta pe înțelegere și sprijinul celor din jur. Spre seara ați putea rezolva împreună o problemă casnică. Rac, aveți tendința de a reacționa impulsiv și riscați să vă îndepărtați partenerii de afaceri și prietenii. Ar fi bine să dați dovadă de mai multă diplomație. Vă sfătuim să nu vă menajați sănătatea și să vă odihniți mai mult. Leu, s-ar putea să fiți indispus din cauza că un prieten nu și-a respectat o promisiune făcută cu ceva timp în urmă. Dacă dați dovadă de înțelegere, puteți evita o ceartă. În familie este recomandat să vă limitați la activități relaxante. Fecioară, astăzi nu este indicat să vă ocupați de probleme care necesită mult tact. Riscați să nu fiți suficient de convingător. În schimb, relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune și nu se întrevăd probleme de sănătate. Balanță, sunteți tentați să vă asumați prea multe responsabilități și s-ar putea să nu le faceți față singur. Din punct de vedere astrologic, ziua este cât se poate de favorabilă afacerilor. Dacă plecați la drum, verificați cu atenție mașina și bagajele. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să aveți dificultăți de comunicare care vă pot afecta relațiile sociale și sentimentale. Nu este momentul să începeți noi activități sau afaceri, oricât ar fi de promițătoare. Săgetător, sunteți tentați să vă dedicați unor activități intelectuale cu riscul de a vă îndepărta de prieteni. Tot azi aveți posibilitatea să rezolvați diverse probleme în cămin. Capricorn, din cauza dificultăților de comunicare, este indicat să amânați întâlnirile programate pentru azi. De asemenea, nu este momentul să faceți investiții sau să cumpărați obiecte de valoare. Există riscul să nu faceți cea mai bună alegere. Vărsător, dimineața s-ar putea să fiți indispus din cauza unor mici probleme. Vă sfătuim să nu refuzați comunicarea cu prietenii. Seara, persoana dragă reușește să vă redea bună dispoziție și să distindă atmosfera din cămin. Pești, nu este o zi favorabilă întrunirilor și călătoriilor în interes de afaceri. Șansele de a avea succes în negocieri sunt mici. În schimb, relațiile sentimentale pot fi excelente dacă acordați mai multă atenție partenerului de viață. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi plină de emoții frumoase să aveți! Se spune că visul fiecărui student este să ajungă în Statele Unite ale Americii. Păi uitați, în cazul unui tânăr de la noi din Moldova, America l-a împlinit nu doar studențește, dar și financiar. Cu hamburger, cu de toate, cu toate tradițiile americanești. Dar în primul rând... Țara frumoasă, da. Da, dar în primul rând, sorry, te întreb, în primul rând l-a împlinit sufletește. Deci acolo, pe tărâmul american, și-a îndeplinit visul său din copilărie, și anume acela de a cânta. Moldovean să fii, noroc să ai, dar peste ocean. Visul american, misiune îndeplinită. Dar nu oricum, muncind mult și perseverând, până obții tot ce ți-ai dorit cu multă ardoare. America a fost nu doar un vis de a ajunge aici, a fost scopul meu, să zicem așa, că după clasele a 12 deja aveam un plan să vin în America. Învățasem limba engleză și aveam vise mari. De fapt, încă mai am vise mari.
De 4 ani lucrează în domeniul telecomunicațiilor, dar nu a ezitat să-și forțeze destinul într-o lume cu o mentalitate improprie. A încercat și a reușit. Pasiunea pentru muzică i-a tot dat târcoale de la vârsta de 10 ani, iar acum Victor, la cei 24, se bucură de rezultate, doar că departe de casă. Sunt atât de nebun încât sunt sigur că sunt o eroare pe pământ. Lumea se uită straniu la mine, fiindcă îi privesc în ochi și nu se simt bine. Cântă hip-hop în română și în engleză, iar textele și le ticluiește singur. Pentru că nici nu pot, însă nici nu vreau să cânt ceva ce nu e scris de mine și nu e gândit de mine, fiindcă tot ce scriu, tot ce cânt este născut din experiențele mele, din tot ce simt în viața mea, fiindcă, cum am mai zis-o și înainte, doar muzica din suflet prin suflet o să treacă, deci... Victor cântă și în duet. Zotica este originară din Ucraina și cu ea împarte aceeași bucurie artistică. Ambii tineri și talentați se află la a doua colaborare. But now I can see what I really feel. I'm just confused cause I've been used for real. They say I'm afraid of getting too close to someone who loves me more than my heart knows. But acum moldoveanul e ascultat în Statele Unite ale Americii, dar și în România, mai puțin acasă, în Republica Moldova. Dorește să devină un nume mare în lumea muzicii de peste ocean și să ajungă să facă bani doar din asta. One night, or maybe more. Your body leaves no chance to ignore. I'm acting like a slave cause I like you on top. So I guess it's time. Bună dimineața, dragii noștri! Bună dimineața! E a doua parte a emisiunii, însă noi suntem foarte activi, facem sport și vreau să vă spun că 15 minute de alergat, iată așa, în ritmul nostru, nu o să fie nevoie ca să, nu știu, să faceți sport sau să mergeți la sala. La sală, ziua de astăzi, și 200 de scări este echivalentul a 15 minute de alergat. Așa, cei care locuiesc la etajul 9-10, ce spuneți dacă o să coborâți sau o să urcați cu, pe jos, cu picioarele? Da. Foarte simplu. Este o foarte bună oportunitate și modalitate ca să ne trezim dimineața. Noi suntem treji, suntem bine dispuși, am servit și cafeaua. V-am convins că suntem suficient de energici chiar și după o oră de emisiune. A mai rămas o oră. Până atunci vă spunem că tot astăzi, în ziua de 20 iulie, Columbia își sărbătorește ziua națională. Columbia, capitala Columbiei, este Bogota, o țară foarte frumoasă din America de Sud. N-am fost acolo, dar știu că la ei este fotbalul cel mai popular și asta pentru că astăzi în lume este marcată și ziua când a fost oficializată în Marea Britanie fotbalul. S-a făcut aceste linii, s-a ales mingea care o să joace, s-a ales și un arbitru ca să fie, iar prima echipă de fotbal care oficial a apărut în lume este Sheffield United, pentru cei care știu, sunt sigur că multul lume știe, dar uite că mama fotbalului sau unde s-a născut fotbalul, se e mereu în contradicție. Ba e Brazilia, ba e Portugalia, dar totuși părerea mea că este Anglia și foarte mulți experți o spun despre asta. Alex, ca de obicei, este foarte informat în domeniul sportului, da, al fotbalului mai exact. Da, tot astăzi este marcată și Ziua Internațională a Explorării Spațiului. Deci cei care vreți să explorați ceva de multă vreme, nu aveți decât să o faceți azi. Dar până atunci, noi vă propunem să explorăm istoricul zilei de astăzi, 20 iulie. Se făcea la 20 iulie. În 1943 se naște Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist, politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Cu un an mai târziu, în anul 1944, Adolf Hitler supraviețuiește unui complot de asasinat, condus de Klaus von Stauffenberg.
Tot la 20 iulie 1952 are loc ceremonia de deschidere a celei de-a 15-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Helsinki, Finlanda. Astăzi e omagiat și Dave Evans, cântărețul australian al formației AC/DC și Rabbit. În 1976, nava spațială americană Viking 1 a atins suprafața planetei Marte. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Bună dimineața din nou! Mai multe credite ipotecare luate de la bănci de către moldoveni. Ofertele avantajoase au generat cu 46% mai mulți clienți în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 29% din totalul ipotecilor sunt înregistrate în Chișinău. Rezultatele se datorează dobânzilor mai mici ale băncilor comerciale. Cele mai mici rate constituie 10%, comparativ cu 15% cum era anul trecut. Durata medie pe viață în Republica Moldova se află în creștere. Anul trecut aceasta a crescut cu 0,7% comparativ cu datele din 2015, iar femeile trăiesc mai mult decât bărbații, în medie cu 8 ani. Decalajul e cauzat de nivelul mai înalt al mortalității premature în rândul ultimilor. Însă rata mortalității generale a scăzut. Datele mai arată că aceasta este mai mare în mediul rural și asta datorită procesului de îmbătrânire demografică mai accentuată la sate. Avortul se pedepsește cu privațiune de libertate în Salvador, o țară mică din centrul Americii. Aici femeile care recurg la acest pas pot fi condamnate până la 40 de ani de pușcărie. În anii 2000-2011, 129 de femei au fost supuse legii dure. Avortul este interzis chiar dacă viața femeii este sub risc sau chiar dacă sarcina survine în urma unui viol. După 20 de ani, lucrurile ar putea să fie un pic mai moderate. Asta în contextul protestelor organizate de femei pentru drepturile lor. Chiar dacă e vară, chinezii promovează sporturile de iarnă. A fost deschisă cea mai mare stațiune de ski indoor din lume, dotată cu 6 pârtii. Patinoarul interior are o capacitate de 3.000 de oameni. Până la sfârșitul anului, conducerea acestuia așteaptă până la 400.000 de vizitatori. Țara în care aproape toate se fac online, în afară de căsătorie, divorț și cumpărarea unei case. Estonia este printre puținele țări din lume unde taxele se plătesc online. Fiscul din această țară e unul dintre cele mai eficiente din lume, cheltuind doar 40 de cenți pentru colectarea sumei de 100 de euro. În Germania, pentru aceeași sumă se ia de 4 ori mai mult. Totodată, Estonia este prima țară care va deschide o e-ambasadă în 2018 sau, altfel spus, va oferi aceste servicii online. Călătoriile cu avionul vor fi mai dificile pe viitor din cauza încălzirii globale. În SUA au fost anulate sute de zboruri în acest an din cauza căldurii. Aerul se încălzește, densitatea scade și astfel se face imposibilă decolarea. O metodă alternativă ar putea fi zborurile pe timp de noapte. Banca Națională a stabilit pentru astăzi un curs de 20 de lei și 78 de bani pentru un euro. Dolarul poate fi schimbat cu 18 lei și 13 bani, rubla rusească cu 30 de bani, iar leul românesc cu 4 lei și 55 de bani. Pentru astăzi, meteorologii anunță până la 30 de grade Celsius, presiune atmosferică normală. Aceeași temperatură se va menține în toată țara. Noi vă oferim alt fel de știri, voi alegeți ce urmăriți. Astăzi, 20 iulie, se dă start Academiei de Șah pentru Copii. Deci, de astăzi vor avea acces și copiii la deprinderea acestui joc al minții, acestui joc intelectual. E un joc frumos, e un joc al minții, un joc al inteligenței și nu oricine ar putea să aibă abilitatea unui jucător de șah, pentru că acolo chiar sunt cei pasionați și cei care au și înăscut așa o chestie foarte bună, inteligența. Eu, de fiecare dată când încercam să joc șah, nu prea, nu știu de ce nu mi se dă mie, pentru că eu de fiecare dată spuneam, șahul este sport? E un sport al minții. E un sport al minții. Și asta pentru că eu nu sunt nerăbdător. Suntem generația asta când... Tu ești izghițel, cum spunea foarte cineva. Greu, da, foarte greu urmărim un videoclip sau ceva video, două minute, e prea mult, dar să stau acolo să gândesc și de fiecare dată pe mine toți mă bat la șah, în familie, dar uite că eu aș încerca totuși să-l practic.
Ai încercat. Ei. Și dacă ai spus de această academie, să știi că se începe de pe data de 15, de 20 și astăzi, o să fie până pe data de 30 și vârsta e de la 10 până la 15 ani. Iar dacă, dragii noștri părinți, dacă vreți ca copiii dumneavoastră să ajungă, de exemplu, printre cei mai buni dintre cei mai buni, vă propunem să urmăriți un subiect în care îi veți cunoaște pe cei de la care au ce învăța odraslele dumneavoastră. Sportul regilor, al celor ce gândesc cu 10 pași înainte, a celor ce cunosc prețul deciziilor, șahul reprezintă unul dintre cele mai tensionate jocuri de strategie. Cu o apariție desprinsă din legendele Orientului, șahul și-a găsit un loc de cinste în lista preferințelor elitelor, iar cei mai buni jucători deveneau respectați și inevitabil cunoscuți. Deși un top al campionilor în șah ar cuprinde peste 100 de poziții, vă prezentăm 5 dintre cei care merită să-i cunoașteți. Gata Kamsky, șahmatist rus și apoi american, după ce a primit azil politic în Statele Unite ale Americii. A avut victorii răsunătoare de-a lungul carierei, însă cea mai cunoscută confruntare a avut-o cu Anatolii Karpov, în fața căruia a pierdut, dar a obținut titlul de vicecampion mondial. În clasamentul Federației Internaționale de Șah, deține 2745 de puncte. Tot din Statele Unite este și Robert Fischer, care, având performanțe excepționale, adesea era numit de presă insolent, arogant, răsfățat și chiar egoist. Cea mai cunoscută partidă a acestuia a fost în 1972 la Reykjavik, când l-a învins pe Boris Spassky, devenind primul campion mondial american la șah. Anatolii Karpov poate fi numit pionerul la tot ce înseamnă șahul în spațiul rusesc. Cel de-al 12-lea campion mondial la șah în 1975, cu 2780 de puncte, ocupă poziția a treia a clasamentului. Este cunoscut prin strategia de joc calmă, de a obține avantaj total cu toate piesele, în timp ce ceilalți jucători se aruncă în atac chiar la prima ezitare a adversarului. Și dacă vorbim despre originile orientale ale șahului, numele Vishvanathan Anand este cel care reprezintă India în acest top. Campionul mondial în versiunea FIDE în 2002, acesta deține în palmares 2803 de puncte. Ceea ce ar trebui să rețineți în special este că indianul deține și titlul de campion la șah blitz, obținut în 2003. Liderul incontestabil al tuturor timpurilor, cu 2851 de puncte în clasamentul federației, sinonimul a tot ce înseamnă șah, este Garry Kasparov. A devenit campion mondial în 1983, în urma victoriei asupra lui Anatolii Karpov, cei doi întâlnindu-se ulterior încă de 5 ori. Este implicat și în activitate politică și a scris numeroase lucrări de profil. Bună dimineața, încă o dată ajungem și la partea cea mai importantă sau cea mai remunerată. Cea care e așteptată, da? Da. O să vă răsplătim cu o invitație dublă la teatru, Teatrul Municipal Guguță, pentru vineri, pentru sâmbătă și duminică, zilele de weekend. Tot ce trebuie să faceți e să expediați răspunsul corect al întrebării ce sport este sărbătorit astăzi, ce sport intelectual. E un sport popular în Republica Moldova. Avem și noi doi profesioniști acolo, Bologan și Soltanici, sunt și mai mulți, nu să vă spun pentru că deja pot să vă dau și răspunsul la întrebare. 0605 53434. Vă luați telefoanele foarte rapid, iar regula spune cel care trimite și primul o să intre în posesia acestei invitații duble la teatru pentru sâmbătă și duminică. E o odihnă plăcută de seară, pentru că seara o să fie această invitație. Mai ales că avem și vreme perfectă, de ce nu să mergem la teatru? Soția, prietena, copiii, depinde de libertatea și timpul pe care îl aveți voi la dispoziție. Și da, mergem la teatru, teatrul ne culturalizează, ne dezvoltă, astfel ca peste câțiva ani o să avem ce povesti copiilor, nepoților. Da. Vom fi mai înțelepți. Contribuie cumva și acest aspect la înțelepciune. Colegul meu, Alexandru, ca de fiecare dată găsește oameni interesanți. De această dată am găsit un profesor. E un profesor universitar. Are 80 și ceva de ani, nu vă spun multe, o să vedeți un subiect. Are o istorie de viață absolut incredibilă. Am fost la el acasă, am fost și la o lansare de carte pe care a făcut-o la vârsta sa. Spune. Lasă să vadă mai bine telespectatorii noștri unde ai mai fost. Nu le spune prea multe din timp. Să urmărim.
Victor Volcinski este doctor în drept, profesor universitar, dar și o adevărată enciclopedie vie. Are o istorie de viață numai bună de povestit nepoților, dar și celor curioși. Dar să le luăm cu încetinitorul. A mers la el acasă să-i cunoaștem destinul, unul demn de un scenariu de film. Dacă nu m-ar mai chinui genunchii la mers, eu nici nu mi-aș da seama că în vârstă. Câți ani aveți? Nedumerit aici. Oficial merg pe 85, dar în realitate merg pe 86. Asta cum? Asta din cauza că după război, când nu prea erau documentele la locuri și se recrutau tineretul la FZO de către sovietici, Fabrișmă Zavodskai Obuceni se numea, din Moldova numai la Donbass la șahte. Și părinții s-au folosit de lipsa documentelor pe la primărie, pe la Soviet Sătesc și m-au pus cu un an mai mic ca să nu mă ia la șahte. Până aici însă e cale lungă. A fost nevoit să renunțe la școală timp de 4 ani, asta pentru că trebuia să aibă grijă de gospodărie și de frații mai mici, dar a revenit la 15 ani, după ce s-a îndrăgostit de secretara școlii. Era o fată acolo, Lara Panciuc, cu 2-3 ani mai mare ca mine, dar nu știu cum, îmi atrăgea atenția, mă ocrotea și eu m-am îndrăgostit de ea. Că ea îmi spunea, dar ce tu nu vii la școală, de ce în 16? Și m-am îndrăgostit de fata aceea și m-am zis clasa 5-a, ca măcar la repaus s-o pot vedea. La vârsta de 18 ani a fost luat în armată, în forțele militare maritime, unde s-a aflat timp de 4 ani și jumătate. Eu eram pe un vas, se numea esminiț spravedlivii. Nu a fost ușor. La marină știți cum e, că mai ales când testezi vaporul, te duci pe 3 luni în mare și nu mai ieși pe mal. Că trebuie de testat în toate condițiile cele mai extreme. De mic era pasionat însă de muzică, iar ca să facă rost de un acordeon, a plecat în expediție la Polul Nord pentru jumătate de an. M-am dus până la Bătnanghi, ultima stație, și am trecut Obiu pe gheață la Salihard și n-am ajuns expediția la Salihard. Și de acolo a trebuit să iau avionul la Novi Port. S-a întors acasă cu o Volgă, un acordeon și 100.000 de ruble rusești. Cu toate astea nu a stat locului. O perioadă de timp a lucrat în penitenciar. Păi eu am fost în două pușcării, Ioan bun. M-am dus binevol. Vă imaginați să te duci binevol în pușcărie? Ce ați făcut acolo? Traducător. Că mulți anchetători nu știau limba noastră, dar multe persoane din cei sub anchete nu știau rusești. Și de acolo m-am concediat și am venit la universitate. Sufletul de artist l-a trădat întotdeauna, iar ca să își aline sufletul, are mereu la îndemână o muzicuță. Și firma Hochner. Asta o firmă, până la război, era o firmă foarte notorie de instrumente muzicale. Este apreciat de toată lumea pentru bunătate și profesionalism. Ca opera vieții sale să fie completă, a lansat o cărțulie despre locurile și oamenii dragi. Am numit-o Am vrut și eu să-mi cânt un dor. Cei ce am scris în versuri, nu m-am gândit la publicat, am scris ce dor m-a frământat cum l-am simțit, l-am exprimat, nicotizând la publicat. Vorbiți în dar la insistența prietenilor mei, tare aș fi vrut mai mult să fac. Fiindcă îmi place și oamenii să ajut să lucrez pentru binele oamenilor și pentru binele apropiaților mei. Dar am făcut ce am putut și bă de proste și de atâta. Dar printre altele să vă spun că am făcut în viață și ceea ce n-am putut să fac.
Pentru merite în dezvoltarea învățământului juridic, contribuție la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului și activitate metodico-științifică prodigioasă, domnului Victor Volcinski i s-a conferit titlul onorific Om Emerit, iar în anul 2009 a fost decorat cu Ordinul Republicii. Emisiunea noastră are 2 ore, dar să nu vă fie frică, nu e toată publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe. Bună dimineața, dragii noștri, sunteți alături de noi la dimineața pe RTR și acum probabil vă întrebați, cine ar vrea să începe dimineațele să bea un ceai sau o cafea? Iată cu așa o cană, un craniu sau e un strop de cafea care ar putea să dea un alt gust. Imagine frumoasă, alt gust, nu, dar aspectul oricum îl schimbă. Nu, e o chestie delicată, e o chestie așa fină și destul de interesantă. Da, e foarte interesant. Uite și ce pahar am. Mă simt Regina de-a dreptul. Aici cu această coroană, da? Da, dar și acest pahar, care uite cât de frumos e decorat. Dragii noștri, această muncă îi se datorează unei meșterițe, Lilia Iacob, iar ea ne-a înfrumusețat și platoul nostru strălucește de-a dreptul, la propriu. Așa, ai spune că suntem la piață, dar ce fac ca să se învârtească? Lilia, bună dimineața! Bună dimineața la toți! Cum a pornit? Lucruri frumoase, cum au început să le faci? A pornit, practic, din primul concediu de maternitate. Atunci noi mămicile suntem forță. În primul concediu am început cu bijuteriile, iar în a doilea trebuie să dau ceva, o notă nouă. Și am început cu cristalele. Evident... A început ca o pasiune sau pentru ca o modalitate de a câștiga niște bani? Sau... Ca atare a fost ascuns ca un hobby, dar a fost din start să ajungem la un nivel de o afacere. De afacere sclipitoare. Cea mai sclipitoare din drept. De sclipitoare, da. Exact. De meserie ce sunteți? Contabil. Ca jumătate de Chișinău. Destul de frumos. Și cum se leagă contabilitatea cu pasiunea asta strălucitoare? Prin numărarea cristalelor, la sigur. Sunteți pasionat de aceste detalii? Sunt cristale, și apropo, sunt cristale adevărate, Swarovski sau din astea prețioase? Sunt cristale cehe, prețioase. Lucrăm și cu egiptenii Asfur, dar lucrăm și cu Swarovski dacă clientul cere foarte, dacă e insistent clientul. Se lucrează cu oricare cristal. Ați spus să lucrați, deci sunteți mai mulți oameni în afacere? De obicei lucram singură. De vreo săptămână, două, am o echipă de băieți care mă ajută la schițe, la desene, la ceea ce să arătăm clientului până abate în cristale. Aha. Eu mă uit la toate aceste detalii și îmi dau seama că este o muncă foarte migheloasă. Câtă răbdare trebuie să aveți? Mămicile au răbdare foarte multă, la sigur. Cât ai învățat fiind mămică? Iată, acești papucei sunt pentru fetițe, pentru copii. Cât timp v-a luat ca să-l faceți? Un papucel iese în decurs de 3 ore. Asta încă nu e finalizat, mai avem încă o oră plus minus de lucrat. Și părinții dau comandă? Aici a dat nănașa comandă. Nănașa? Nănașa a dat comandă pentru fiinuț, pentru un botez. În mare parte, cine sunt cei care comandă? 90, sau pentru ce ocazii? 90% sunt doamnele, dintre care 10% din aceste doamne pentru alintul lor. Restul vin pentru cadouri. Bărbații avem mai puțin, poate nu prea înțeleg ei că cristalul, mă rog, e ca o sărbătoare. Dar rămas un cristal aici. Da, noi cristalul o să fie deja peste tot. Dar faceți cadouri și pentru bărbați? Chiar aceeași ceașcă sau perne? Banal este că ceașca este pentru o domnișoară.
Poți să-l punem cea pe care, da, da. cea pe care a pus ochiul craniu, Alexandru, da. Este aha. Pentru o domnișoară, un cadou din partea la altă domnișoară, o prietenă, cred că cea mai bună. Dar pernuțele sunt acolo, pernuțele sunt comandate iarăși de doamne, domnișoare, da? Da, sunt aici pentru o viitoare mireasă, ce a făcut pentru ea și Mirli. Aici o mămică a comandat pentru tăti, pentru soțul ei, din partea copiilor, tati te iubim mult. Avem și tătici care au comandat mami te iubim mult. Mămica a comandat prima și după aceea a venit și tăti cu te. Mai avem nevoie încă de pernă. Să fie toată familia. Da, să fie toți împliniți. Am văzut și aveți aici o cană cu ăr, tă și nu prea am dat ultima cină. Este o cană care cu ajutorul vostru o să o finalizăm. Mai avem de bătut în jur de vreo 20 de cristale, 30 maxim. În timp ce vă mai discutăm, putem să, puteți să începeți la... Încercăm, încercăm, de ce nu? Ca tare se lucrează până abate cristale, cănuța este în alt proces, este un proces de dezinfectare, să numim. Este prelucrat suprafața. Noi aici o să încercăm, dar să încercăm și fără. Se lucrează ușor, se lucrează calm, se lucrează cu plăcere. Da, aveți probabil copil, da? Aveți o fetiță? Am două fetițe. Două fetițe? Două fetițe. Eram distras aici cu aceste cristale și de asta mi-a scăpat detaliul. Da. Vă permite, vă dă voi ca să aveți timp și pentru asta? Cea mare, da, vine și mă ajută, cea mică, nu. Cea mică, nu? Iar le mă lipsești și pe ele. Da, cea mare s-a mă lipsit deja. Cea mică nu prea are răbdare și mă strădui mai întâi cu ele să mă ocup, după care deja îmi fac chestiile mele, care desigur că timp de noapte ies că lucrez. Dar tot efortul ăsta, munca mingăloasă sau chiar și investițiile, merită? Atât timp cât este din plăcere, da. Dacă o lucrăm din plăcere, da, se merită și este și un profit destul de bun. Este. Dar cât costă, de exemplu, o cană? O cănuță ies în jur de 300-350, în tendență de suprafață, de modelul dorit, de... Deci, ce lucrăm pe cănuță? Și eu nu pot să nu atrag atenția la acești pantofi. Cine poartă? Sau cine sunt cele mai multe doritoare? Aici este o nână mare. Nână mare, aha. Da. Cum funcționează? Vine cu pantoful gata și... Da. Aici a venit cu pantoful gata, noi doar l-am decorat. Nână mare n-a vrut decorat de plin. Comparativ cu modelul cealaltă, așa a vrut ca o notă să le dă ceva mai, un aer mai aparte să le dă. Da. Dar această pereche parcă e ruptă din basme. Așa și îi numim pantofii cenușăriesc. Ce mărime porți? Ei, nu. Nu? Nu e mărimea mea. E prea mic sau e prea mare? Nu e am clar. Norocul să mă simt regină cu adevărat. Uite, paharul și acum și pantoful, dar nu... Eu mă uit acești pantofi și îmi dau seama că trebuie să fii foarte atenți cu ei. Nu știu, la dans, cum... Probabil numai așa, doar ca să ietăresc, să arăți cât sunt de frumoși. Da, ca să iasă. Nu știu, nu poți să dansezi cu ei. Ba nu. Ăștia pantofi sunt ai mei personali. Cizmar fără cizme nu există. Pantofii dați deja au fost și la o nuntă dansați, și la o petrecere mai simplă, și la un bal de absolvire. De ce spun bal de absolvire? Au fost împrumutați. Contra cost sau așa, nu, ca să fie... Ca să... A fost așa, ca un pic de publicitate, ca un pic de asta, și am intrat într-un alt ritm. Eu dacă aș vedea așa pantofii, nu știu dacă m-aș uita la ce se întâmplă acolo, sau mai mult cred că aș fi distras de acești pantofi colorați. Mi-aduc aminte și era prin Chișinău un tânăr care avea o mașină încrustată cu aceste cristale. Da, nu știu dacă mai fost implicată acum? Nu, nici nu ne cunoaștem personal, măcar că mulți mă întreabă, voi sunteți într-o echipă împreună? Nu, nu-l cunosc personal. Are respectul meu pentru că a avut atâta răbdare, că știu ce înseamnă. Am văzut lucrarea lui. Pentru mine, da, este un wow mai aparte, mai profesional. Ce ține de decorarea unei mașini, cred că ai vrut să întreb mai departe. Da. Refuz. Mie îmi place să dau așa câte puțin sclipiri, câte o notă, așa, logo, un logo, o nuanță, ceva, numai nu tot în cristal. Da, e prea mult. Ce e prea mult? Strică și nu dă bine. Da. La ce etapă sunteți de lucru? Aici mai avem încă o literă de finalizat. Suntem în etapa cea mai migăloasă. După această etapă, după ce finalizăm, noi trebuie, se duce la uscare, la un cuptor specializat, ca să se usuce bine.
De obicei, aici eu trebuie să termin în maximum 10 minute. Cu voi putem să stăm și mai mult, că stăm la vorbă. Uh-huh. Aveți și suzete pentru mici? Da. Pentru micuțe. Putem să le arătăm? Bănuiesc, da, mai mult, sigur. Așa. Așa. Ia uitați-vă. Foarte frumoase. Da, suzetele sunt frumoase, dar recomand mai mult pentru o fotosesiune, pentru un botez, nu zi de zi. Așa, pentru o ocazie, de fudulii, cum spune de moldovan. De fudulii, cum spune moldovan. Zi de zi, e tranic, cleiul nu este toxic, este un clei gel, nu este toxic, dar oricum, eu ca mămică, parcă... Până la urmă, iese că moldovanul e fudul. Moldovanul e fudul, dar poate fi și cu măsură fudul. Da, foarte bun. Așa. Vă invidiază cineva sau poate aveți concurenți? Concurenți până ce nu avem. Nu sper, dar știu că pe viitor o să apară, că așa este într-o piață, când apar ceva nou, deja se plagiază, se copiază, se asta. Și m-aș bucura. Te-ai bucurat să ai concurenți? M-aș bucura, pentru că poate ar fi o motivație să facem ceva încă mai frumos. Încă mai profesional, mai bun și ceva mai aparte. Și plus la asta poate și om reușește și clienții să îi împăcăm pe toți, că sunt mulți și nu reușim la moment. Câteodată mă rog să apară cineva. Să vă fie de bine. Da, da. Și sperăm ca această cană să rămână în muzeul nostru. O să o punem aici, că da, este loc exact, și pentru ea. Da, exact. O să facem un loc pentru ea. Și acum, Camela, știi de ce la toate conferințele sau la toate lansările din telefoane, când o fac americanii sau englezii, nu le permit chinezilor să intre? Pentru că a doua zi în China telefonul deja funcționează. Îți dai seama? Așa e și în cazul meșteriței noastre. Exact. A fost așa cazul când ai văzut la cineva sau cel puțin? Eu pot să spun cu mâna pe inimă că am copiat pe cineva, poate, ca idee, că e și real, nu mi-a venit mie personal, dar am încercat să fac ceva mai apart și mai bun. M-am străduit așa. Pe Republică la noi nu este încă nimeni, personal numai eu sunt. Am făcut cursurile în Kiev, sunt fetele, lucrează foarte bine. Și cursuri trebuie să faceți. Cursurile am făcut în jur de 5-6 cursuri. De ce cursuri? Pentru că aflăm mai multe secrete acolo. Mai copiam de la una, mai fărăm de la alta, mai întrebăm alta și învățăm mai multe. Pentru că pare ușor, dar sunt foarte multe secrete. Acum plecăm la alt curs și o să facem portrete în cristal. Încercăm ceva mai apart, încercăm, ne străduim, lucrăm. Și buze am văzut cu aceste cristale. Au pus așa pe buze, am văzusem într-un videoclip, așa, pe parți, da? De ce nu? Da. Vedeți, la noi iubesc cristale, dacă nu le iubesc de zi să fie, dar la un videoclip se cere ceva tot mai wow. Dar acolo, la Kiev, unde spuneai că ai mers la cursuri, ați deprins tehnici, poate, care... Am mers mai mult pe bază de teorie și tot acolo mi-am cumpărat primele instrumente, primele cristale. După aceea deja am făcut cursuri și online. Apropo, sunt și cursurile online, care mai greu ajungi la ele, dar e ok, se poate. Da, noi vă mulțumim mult, lucruri frumoase, lucruri strălucitoare. Dăm seama că această cănuță o să finiseze așa în spatele culiselor. Da, mulțumim. Dacă putem să o arătăm așa la ce etape, RTP-ul o să fie RTR, în câteva minute. Vă mulțumim mult. Mersi, data viitoare venim... Cu portretele vin. Da, sau venim noi la dumneavoastră. Ar fi mai bine să vedem acolo. Încercăm să facem și un reportaj. Da. Vă mulțumim. O zi bună. Iată, lucruri frumoase, lucruri inedite, strălucitoare. Și dacă, personalizate. Da, personalizate. Dacă cumva așa vă vine o idee, ne scriți și poate și vă dăm și contactele. O zi bună să aveți. Rămâneți cu noi. Stai dreaptă, așa spun medicii. Așa, ca la școală. Bătării. Bună dimineața! Bună dimineața, vouă celor de acasă, celor mai matinali, pentru că suntem primii, de la 6 până la 8, și avem dreptul să spunem că suntem cei mai matinali. O fi și alții, dar noi suntem, spun eu, cei mai matinali, cu toată încrederea. Eu am luat poziția așa, atentă, ca la școală, da, atentă la ce o să urmărim acum. Filme amuzante de pe internet, de pe rețelele de socializare și de data aceasta surprindem... Un miel, da? Doi. Numai doi, dar unul e mai înăzbătios. Unul nu participă. Și o rață.
Ia uite ce luptă. El e ca ăsta leul din frunte acolo care își apără. Ai văzut că mai erau câteva urătănii în dreapta. Și s-au ferit toți la o parte. Da, da, uite, uite că se, uite că sare serios, să zici, lupta verbie acolo. Asta e un fel de... și-a nimerit în copac. Da. Și copacul, aici... copacul a fost colacul de salvare. Nu, a fost istoria rățoiului, pentru că da. Nu știu ce mai... După... Până la urmă s-a dovedit a fi rața sau rățoiul mai puternic. A ajuns în cratiță, știi? După asta. În cratiță, probabil, dacă o să ajungă și cei care, iată... nu, îi dă bani, să-mi crea, îi dau și o bucată de carne din... ia uite că asta e o... o motivație de a face dimineața sport. Și colegii noștri au arătat acest video, dar ne-a plăcut foarte mult că... De ce să-l mai arătăm o dată? Da, ei au fost, e motivație bună, uite, așa. Cu bani? De ce nu? Cu bani, alergat cu bani, nu știu dacă aș vrea. Trebuie să vină de aici. Dar e și asta o motivație. Dacă probabil au încercat și dacă nu a mers de aici, și hai să încercăm altfel. Ar fi o bună idee pentru tine. Ce spui dacă nu mai înlocuiești sala de sport cu de aici la Buican din capătul Alba Iulia până aici, perfect. Și îmi dai bani și eu... Și vii direct la serviciu. Nu că nu am mult de mers, așa că... Poți să vii și pe jos. Dar sunt și alte metode, să recunoaștem acum. Dacă tot se chinuie lumea și nu poate să slăbească, sunt și alte metode care permit acest lucru. Să nu mănânci. Mai ales dacă... Să nu mănânci, dar sunt și multe alte dispozitive, aparate inventate care ajută la acest lucru. Iată asta. Și asta e un... Pulsul, pașii, caloriile. Iată, uh-huh. Am făcut astăzi 1753 de pași. Iată, tu ceva precis ai setat acolo. Îmi arată 17.000, dar cu... Să-mi dai tare în fața mea. Nu, mă refer la alte dispozitive, care pur și simplu le pui în locul unde vrei să slăbești, acolo slăbești. Știi că sunt chestii, nu știu cât de bune sunt, nu sau sunt ce bune. Rezultate dau până la urmă, dar... Dacă tot vorbim despre asta, despre inovații, haideți să vedem ce mai este nou de această dată la Smart Life. Gadgeturile portabile devin din ce în ce mai interesante. Până acum, ceasurile și brățările inteligente au captat atenția pasionaților de noile tehnologii, dar încă erau incomode din cauza ecranului mic. S-ar putea ca această problemă să dispară mulțumită unui dispozitiv desprins parcă din filmele science fiction, care ne transformă brațele în adevărate telecomenzi cu touchscreen. Poate face tot ce reușește unui smartphone, iar posesorii se pot juca, urmări clipuri, video sau citi e-mail-uri. Accesoriul rulează un Android costumizat, se conectează la telefon și tabletă prin Bluetooth, Wi-Fi și USB. Este dotat cu diversi senzori, iar utilizatorii vor putea să-l folosească chiar și atunci când fac baie. Noi, cei care urcăm și coborâm scările cu ușurință în fiecare zi, poate nici nu bănuim cât de dificilă este misiunea pentru persoanele în vârstă sau cele cu o problemă locomotorie. Da, există lifturi, dar costă o avere și nu pot fi în case vechi cu un spațiu limitat. Soluția propusă de un grup de tineri inventatori constă într-un sistem de scări inteligente ce ar putea face minuni. Întregul set coboară și ridică trepte pentru a micșora la maximum efortul unei persoane care încearcă să urce sau să coboare. Datorită unui mecanism de reciclare a energiei, nici măcar nu are nevoie de foarte mult curent pentru a-și face treaba. Totul se bazează pe senzori de presiune și câteva arcuri. Vești bune pentru pasionații de filme. A fost lansat primul ecran cinematografic LED din lume. Cu o lățime de peste 10 metri, are o rezoluție 4K și este conceput pentru a înlocui ecranele de cinema actuale. Noul dispozitiv a fost deja instalat în Lotte Cinema World Tower din Coreea. Ecranul numit Super C are culori mai realiste, un sistem audio deosebit și o claritate incredibilă a imaginii. De asemenea, în comparație cu altele, acesta are o luminozitate de 10 ori mai mare. Fiți mai inteligent decât orice tehnologie, nu vă lăsați dominat de ea! Luați-o ca pe un titlu informativ. Publicitate. Генеральный спонсор показа Nescafe.
Bună dimineața, sunteți alături de noi la dimineața pe RTR, Camelia și Alex. Și vreau să vă spun, pentru că vrem să vă facem prietenii noștri, intrați pe pagina noastră de Facebook, intrați și pe pagina personală a noastră, de ce nu? Acolo avem și subiectele noastre plasate, dar și unele fotografii cu invitații noștri. Și vrem să ne lăudăm puțin. Camelia, uite la subiectul pe care l-am realizat săptămâna trecută despre taximetristul, acumulat, dacă putem să spunem noi, în ghilimele. Pe care tu l-ai descoperit, da, primul, apoi ceilalți de la alte televiziuni au preluat. Ca da, să știe lumea, da, da. Nu pot să mă laud, nu mă laud, dar uite că... Dar recunoști. Da, da, au apărut pe foarte multe rețele de socializare. Cât de greu l-am găsit pe băiatul ăsta și când a doua zi pe la am realizat noi subiectul și a doua zi pe la toate televiziunile. Se inspiră de la tine, vezi? Da, ne mândrim, suntem o echipă bună. Dar, da, în schimb, are mai multe vizualizări. Are 200 și ceva sau 300 de mii de vizualizări. Are vreo, nu știu, 4.000 de like-uri și vreo 200 de 200 sau 1.000 și ceva de distribuiri. Îmi pare că sunt mai multe. Alex nu a mai reușit să mai verifice. Nu, că dacă aș avea telefonul la mine, cred că ți-aș spune mai exact. Dar nu asta este cel mai important. Și voi puteți să fiți eroii reportajelor noastre dacă aveți sau sunteți niște așa, ca și taximetristul ăsta. A ieșit așa puțin din comun. Sau și voi puteți să ne apreciați acolo și să ne dați like-uri pe paginile noastre de Facebook. Sau puteți și pe pagina de Instagram, cei care sunt... Da. Adepții Instagramului și acolo postăm poze, evident, că video. Ne-am luat cu vorba, mergem la... Da, ne-am luat cu vorba horoscop. Și Galina ne așteaptă. Bună dimineața! Bună dimineața, Galina! Bună dimineața! Neața încă o dată, salutare colegi, salutare tuturor! Azi trebuie să aveți mai multă încredere în dumneavoastră și astfel veți atrage succesul. Imediat vă comunic prezicerile astrale pentru fiecare zodie. Berbec, relațiile cu partenerii de afaceri ar putea fi tensionate din cauza dificultăților de comunicare. Înarmați-vă cu răbdare și lucrurile se vor aranja la locul lor. Petreceți seara în compania oamenilor dragi. Taur, nu este o zi bună pentru a susține examene sau proiecte și nici pentru călătorii. Puteți însă să petreceți momente plăcute în compania persoanei iubite și a celor din familie. Fiți prudent în afirmații. Gemeni, este posibil să întâmpinați diverse obstacole și să aveți impresia că vă irosiți energia. Puteți conta pe înțelegere și sprijinul celor din jur. Spre seara ați putea rezolva împreună o problemă casnică. Rac, aveți tendința de a reacționa impulsiv și riscați să vă îndepărtați partenerii de afaceri și prietenii. Ar fi bine să dați dovadă de mai multă diplomație. Vă sfătuim să nu vă menajați sănătatea și să vă odihniți mai mult. Leu, s-ar putea să fiți indispus din cauza că un prieten nu și-a respectat o promisiune făcută cu ceva timp în urmă. Dacă dați dovadă de înțelegere, puteți evita o ceartă. În familie este recomandat să vă limitați la activități relaxante. Fecioară, astăzi nu este indicat să vă ocupați de probleme care necesită mult tact. Riscați să nu fiți suficient de convingător. În schimb, relațiile cu partenerul de viață sunt foarte bune și nu se întrevăd probleme de sănătate. Balanță, sunteți tentați să vă asumați prea multe responsabilități și s-ar putea să nu le faceți față singur. Din punct de vedere astrologic, ziua este cât se poate de favorabilă afacerilor. Dacă plecați la drum, verificați cu atenție mașina și bagajele. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să aveți dificultăți de comunicare care vă pot afecta relațiile sociale și sentimentale. Nu este momentul să începeți noi activități sau afaceri, oricât ar fi de promițătoare. Săgetător, sunteți tentați să vă dedicați unor activități intelectuale cu riscul de a vă îndepărta de prieteni. Tot azi aveți posibilitatea să rezolvați diverse probleme în cămin. Capricorn, din cauza dificultăților de comunicare, este indicat să amânați întâlnirile programate pentru azi. De asemenea, nu este momentul să faceți investiții sau să cumpărați obiecte de valoare. Există riscul să nu faceți cea mai bună alegere. Vărsător, dimineața s-ar putea să fiți indispus din cauza unor mici probleme. Vă sfătuim să nu refuzați comunicarea cu prietenii. Seara, persoana dragă reușește să vă redea bună dispoziție și să distindă atmosfera din cămin. Pești, nu este o zi favorabilă întrunirilor și călătoriilor în interes de afaceri. Șansele de a avea succes în negocieri sunt mici. În schimb, relațiile sentimentale pot fi excelente dacă acordați mai multă atenție partenerului de viață. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. O zi plină de emoții frumoase să aveți!
Ori se l-a surprins pe colegul meu tot întrebând, interesându-se de o pincuță, probabil vrea să-și procure vreo pereche și pe nimeni altă decât pe Silvia Zagoreanu. O întreba: bună dimineața, Silvia, și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața! Mă uitam la opincuțele dumneavoastră și da, dar putem să le arătăm așa ca să vadă lumea. Așa, da, eu dau le dau pe amele la o parte. Da, 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 să le dai pe ale tale la o parte, că nu prea seamănă cu ale mele. Comode. Comode, de unde le aveți? Bunicele. De unde le aveți? Le-am procurat la un meșter popular, slavă Domnului, mai sunt și azi meșteri la care putem apela, care se ocupă de așa ceva. Și oricine ar dori să-și procure asemenea o pincuțe pentru dans. Apropo, vorbeam acum și despre nunți. La prima etapă a nunții vin doamnele cu pantofi de ăștia așa cu toc 20 înalt. De centimetri. Și după asta, jumătate de oră, două, trei, unele nu mai rezistă și schimbă încălțămintea înaltă pe ciupici de cameră. Chiar am văzut unele. Zic, na, de ce n-am venit noi? Așa, mă pin. Și eu prefer să merg la nuntă, la costum și n-o pin că uneori. Câte perechi aveți acasă? Nu am multe, am două perechi. N-o pin ca astea, să știi că am o pereche din 1990. Oho, 1990 și încă mai țin. Da, păi, slavă Domnului, eu le cam port. Și astea sunt un pic mai nouțe, dar iată, mă servesc. Țin bine. Câte costume aveți? Și dacă ați întrecut-o pe colega noastră, doamna Veta? Uite, bună întrebare, ar trebui să iau la control, n-am întrebat. Faceți o expoziție personală. Cred că e o întrecere între noi. Nu neapărat, dar e o slăbiciune sau o plăcere a noastră. Eu am numărat ultima dată, în casă aveam 47 de ei, dar când am realizat, mai am una la sora, una la finuța, alta la fiică-mea și tot așa, mai aveam vreo 5 împrăștiate, așa. Am câteva cămașe de bărbați care le țin acolo și cămașele fratelui meu, Gheorghe, sunt la mine, că el e plecat în străinătate. Deci acum cred că sunt vreo 60 în casă pe care le am. Întreagă bogăție. Catrințe am mai puține. Catrințe am 12. Brâie 13. Muzeu, adevărat muzeu, da. Poale mai puține, că le îmbin așa. Am 8, cred că. Știți numărul? Da, barize, iată, astea sunt cele mai importante. De astea am 8 și sunt diferite și dacă ar fi să vă demonstrez cum sunt ele, sunt chiar unele mâncate de moli, că așa le-am preluat, foarte vechi, dar așa le țin și țin la ele ca la ochii din cap. Bari, spuneți că se numesc, da? Da, pentru că astea sunt broboadele noastre tradiționale, care sunt pe cale de dispariție, ele nu mai există, unicolore și vedeți, au pe mărginuțe așa aceste linii fine din aceeași culoare. Ele sunt foarte puține acum și eu oriunde găsesc, dacă am posibilitatea, cum sunt, așa le păstrez și le aranjez cumva. Mai apelez uneori și la broboadele cu flori, dar destul de discret să fie și dacă sunt pe margini, oricum le adun, le ascund, fiindcă totuși nu-mi place când e totul încărcat și, cum am zis, nu e tradițional, deci mai suferă costumul nostru tot felul de influențe, stilizări. Păi și pe parcurs... Nu prea le suportați stilizările, așa cum au... A fost făcut acum 50 de ani, vechi. Eu încerc să păstrez pe cât e posibil, dar niciodată nu suntem siguri de anumite elemente mici. Și iată aceleași broboade florale, care toată lumea zic, păi, dar ia uite, și acolo se poartă și aici, așa, dar nu, ele au apărut mai încoa, așa, și încerc să le țin mai departe. Dar ce părere aveți despre adepții acestor stilizări? Dumneavoastră nu portați, dar pentru... Eu, cel puțin, nu mă bag prea mult în ceea ce fac alți colegi ai mei. Să facă ce vor. Eu știu despre mine că fac asta și dacă mă ocup
în anumite aspecte de promovare a culturii tradiționale, pe linie, eu știu, mass media, ce fac radio sau TV, în emisiunile mele eu accept doar cântecul popular moldovenesc și costumul moldovenesc, cap-coadă, aranjat cum trebuie. Avem excepții, nu suntem încă mulțumiți de ceea ce se întâmplă, dar asta e, eu știu, un gând al meu pe care continui să-l promovez și oricând, oriunde aș fi, că am grijă de un festival, eu știu, ca și organizator, co-organizator sau emisiuni, cum ziceam. Deci astea, spectacole. Mă îngrijesc de acest aspect. Ce faceți vara? Știm bine că sunteți și la radio. Ce ați făcut? Ce faceți? Dacă mai reușiți să vă odihniți? Toate le reușim. Eu de multe ori zic că chiar activitățile noastre sunt o plăcere. Îmbinăm utilul cu plăcutul. Ar fi cumva această muncă o plăcere a noastră și dacă ne mai reușește pe alocuri, suntem chiar fericiți. Eu am o odihnă activă. Ați planificat spectacole, undeva să mergeți? Da, da. Am cu fica, ceva planificat. Cu fica și cu fica, dar mergem și separat. Uh-huh. Eu am multe activități, spectacole și îmbin, în special peste Prut, în România am filmări, în Bucovina tare mi-e drag să merg acolo, că parcă e un colț de rai, munte, verdeață și mă folosesc de aceste momente și în străinătate, în Spania am de gând să plec, la fel în vizită, la rute. De unde mai explorați sau de unde mai căutați? Sau, folclor, vă inspirați? Mai există surse de inspirație? Există, bineînțeles. La țară, unde, de unde vă vin toate aceste? Dar din ce vrei există surse de inspirație? Uite, stând de vorbă cu voi. O? Uh-huh. Da. Suntem o sursă de inspirație și noi. Stând de vorbă cu voi și, uite, m-ai întrebat, de exemplu, de opinci sau ai un subiect care te interesează. Neapărat mâine merg acasă și zic, păi uite, sunt oameni care sunt interesați de folclor. O să recunosc că merg în ultimul timp pe creațiile proprii sau a unor compozitori și textieri care fac muzică în stil folcloric, în stil moldovenesc, repet. Și asta e situația. Acum mai puțin putem să ne axăm sau să ne gândim că mergem undeva în teren și culegem un cântec și să vii acasă să-l înregistrez și mâine să realizez că el a fost cântat altă dată de Maria Tănase, Ioana Radu sau nu știu cine altcineva. Bine, noi mai cunoaștem, mai ascultăm, mai, dar putem oricând să... Noi vă mulțumim, apreciem toată modalitatea și munca și efortul pe care îl faceți în această direcție. De a conserva. Da, de a conserva ceea ce este mai drag nou, este muzica populară și este ceea ce este original. Ce faceți în toamnă? Ce fac în toamnă? Da, ce o să faceți în toamnă? Mă refer la creație muzicală. Da, da, este ceva pus în planul meu de lucru. Lucrez de ceva timp cu maestrul Mihai Mihalachioae la, eu știu, realizarea unui set de melodii, nu pentru mine, pentru alții, dar printre altele mai fac și eu câte o cântec. Când și cum. Chiar polca pe care o să polca vă prezint astăzi. Polca. E ceva ce nu am repertoriu și am făcut-o. Este polca, ultima polca melodie înregistrată cu maestrul Mihai Mihalachioae. Dar sunt cu gândul la creație. Am câteva comenzi, dacă vă spune așa, că noi nu le mai facem toate pe bani sau așa, remunerare, dacă este simbolică, dar o plăcere de a ajuta pe cineva, de a-și crea un repertoriu. Apelează la noi de obicei soliștii care vor să aibă un cântec în stil moldovenesc și o facem cu plăcere împreună cu Orchestra Buzoiei Moldovenești. Vă așteptăm în toamnă. Da, polca, drag, polca. Până atunci să ascultăm melodia. Polca, polca, da? Eu vă mulțumesc. Aproape. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim.
voi muzicanți, că doar nu cântați pe șans și pe șans, dacă-ți cânta, lasă-i polca mea. Ia ziceți voi muzicanți, că doar nu cântați pe șans și pe șans, dacă-ți cânta, asta-i polca mea. În salon eu vă poftesc, ram tam tai tiri diri da, ca stai dați voie resc, ram tiri diri diri da. Să joacă perechin doi, ram tam tai tiri diri da, înainte și înapoi mai ram tiri dai diri da. Fetii așteaptă jucătii, așa-i polca-n joc. Una, două, trei și hai, fata schimbă și mai stai și prinde galta în loc. Așa-i polca-n joc. Pădureț și pădureț, ram-tam, tai, tiri-tiri-da, porniși cercul măi băieți, ram tiri 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 da. După badea gavrilaș, ram-tam, tai, tiri-tiri-da, că-i pișor de la oraș, măi ram-tiri-dai-tiri-da. Și-ți loc, polca-i la mijloc. Îi-n brațe la Mihai, parcă-i slichiți cu scai. Stânga-dreapta faci-ți loc, polca-i la mijloc. Busuioc și flori din măr, ram-tam, tai, tiri-diri-da, dați-i drumul la Chișor, mai ram, tiri-diri-diri-da. În față vă aplecați, ram-tam, tam, tiri-diri-da, pe fetele sărutați, mai ram, tiri-dai-diri-da. Așa să joacă azi polca pimaș. Istai joc cu cel de ieri, din saloni la boieri. Tot așa să joacă azi polca pimaș. Printre cutii hai ușor, ram tam tai tiri tiri da, pupă fata n-o brăjor, măi ram tiri 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 da. Dacă vezi că ea nu vrea, ram tam tai tiri tiri da, las-o la altul s-o ia, măi ram tiri dai tiri da. Dă-i frunză verde, mac, bătut, hai să luăm de la început. Un, doi, trei și un, doi, trei, alegi și fa că vrei. Bună dimineața! Iată că am ajuns și la final de emisiune. E 8, dar la mine doamne, ceasul mi-arată 7 și 40 de minute. Nu știu din ce ceasul motiv. Ceasul tău s-a rămas, oprit la 7 rămas, și 40 de trebuie să schimb bateria ceva. Să faci asta imediat după ce ieșim de aici. Dragii noștri, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de dimineața la RTR. Nu uitați că puteți să ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Avem pagină și acolo, și acolo, și peste tot. Dar și mâine vă dau o întâlnire, de fapt, colegii noștri Galina și Liviu. Asta vreau să spun eu. Ne-ai luat vorba. Hai, spune tu. Mâine o să vă așteaptă colegii noștri Liviu și Gulca. Liviu și Gulca. Doamne, unde mă duc? Liviu și Galina. Liviu și Gulca și Galina. E tot acolo. Nu știu de ce. Așa e dimineața asta, puțin mai bolbă.
inversată. E final de săptămână. Profitați de vremea minunată de afară, gândiți pozitiv, fiți lângă oamenii dragi, spuneți cuvinte frumoase și serviți cafeaua Nescafe pentru energie și pentru tonus muscular. Ca să vă încărcați așa bateriile și mergeți unde vreți voi, fie la teatru, la film și unde vreți. O zi frumoasă să aveți! Генеральный спонсор показа Nescafe. Vestimentația oferită de Bobin și Max Fashion.